Anul acesta a fost generos pentru decoratorii de petreceri. Criza n-a mai speriat pe nimeni, așa că nici bugetele destinate aranjamentelor florale nu au mai avut de suferit. Noutățile nu au întârziat să apară și așa se face că pentru noul sezon propuneri avem cu nemiluita. Decoratorii au uitat de orice regulă aproape și au încercat să recreeze în totalitate aranjamentele destinate diverselor evenimente. Din acest motiv, piața este acum sufocată de aranjamente compuse din cele mai originale și ciudate materiale, combinate în nenumărate stiluri. Primul trend care câștigă teren și în România este cel al buchetelor de mireasă, produse din flori și cristale. Pentru un plus de originalitate, decoratorii recomandă folosirea broșelor de prin dulapurile bunicii. Buchetul capătă astfel și o valoare sentimentală și, în plus, se va păstra fără probleme atât cât doriți. La polul opus avem buchetele realizate din materiale textile, combinate cu hârtie creponată și nasturi. Un astfel de buchet câștigă puncte la capitolul originalitate, dar pierde teren dacă e să ținem cont că nunțile sunt evenimente pretențioase, unde chiar și o ținută business casual este privită cu ochi răi. Pentru o petrecere de botez, un aranjament de masă creat din dantele, nasturi sau acadele poate fi o alegere inedită. Dacă tot vorbim de buchetele comestibile, avem variantă și pentru mireasa înfometată. Buchetul acesta ar fi însă greu de purtat într-o zi călduroasă de vară, când până și asfaltul se topește sub razele dogoritoare. Mult mai elegant este buchetul compus din flori și bumbac. Combinațiile îți aduc aminte de vata de zahăr, pe care odinioară o cumpăram din satul de vacanță. Cu gura căscată ne lasă și buchetul cu temă marină, produs din porțelan, dar și buchetele a căror formă și compoziție denotă originalitate.